emisiunii. Dani. Noi ne ocupăm de sport de cel puțin 2 ori pe săptămână, cum ar fi normal să se întâmple cu toate corpurile noastre, indiferent de obiective. Dacă vrem doar să ne simțim bine, să fim mai slăbuți sau poate mai musculoși. Diana Stăjăreanu se ocupă și ea de corpurile noastre, măcar cu câteva exemple care s-ar putea să ne motiveze și să ne mobilizeze. Bună dimineața, Diana! Neața, Dani, neața, Răzvan, neața tuturor! Astăzi m-am gândit să abordăm doar talia, mai ales că eu mă dedic fetelor, antrenamentelor pentru fete. În special, o talie subțire ne conferă feminitate și voiam să demonstrez că, de fapt, mitul că 60 de centimetri ar fi ideal pentru fete nu există, deoarece în funcție de înălțime corespunde și o talie. Mai exact, pentru 60 de centimetri trebuie să ai înălțimea de 1,55. Da? Dacă cresc în înălțime și am 1,65, spre exemplu, talia mea ideală ar trebui să aibă undeva la 65 de centimetri. Noi, având 1,78, talia ar trebui să aibă 70 de centimetri. Da? Deci, fetelor, ideea este să nu ne mai punem idealuri care sunt greu de atins și mai mult de atât sunt și false. Da? O să lucrăm doar pentru talie acum, adică zona obicilor și abdomenul care o să intre și el grupa secundar. Cobor pe lateral. Pe spate și din poziția asta palmele sprijinite de parchet cu picioarele în lateral, genunchii lipiți, palmele împreunate la spate, privirea în tavan, expir pe gură când ridic, inspir când cobor, expir și inspir, expir, inspir. Foarte bine, privirea în tavan, bărbia sus, observ că intră aici oblicii, da? Spatele lipit, încerc să ridic umerii de pe saltea și cobor. Sus, cobor. Perfect. Cât mai sus, Amalia? Ridic umerii, bravo. Simți aici cum se întinde oblicul. 8 ori 4 pentru fiecare parte. Apoi vreau să-l complic un pic. Merg cu piciorușele în lateral. Ating genunchii de parchet și schimb. Schimb în lateral. Și merg în stânga. Da? Acum folosesc greutatea picioarelor să fie mai solicitant. Da? Picioarele la 90. Ating cu genunchii parchetul. Și schimb. Sus, perfect. Încerc să-mi blochez spatele lipit de parchet. Bravo. Continuăm acum, unul mai solicitant. Cu picioarele perfect la 90. Braț, picior opus, ating cotul de genunchi și schimb. Piciorul la 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ultimul, 8. 7, bravo, inspir pe nas, expir pe gură, rămân cu picioșele întinse și din poziția asta, la fel, doar pentru talie, trag de vârf în lateral și schimb. Trag de la, perfect, da? Trag mult și schimb. Nu mă grăbesc, cât mai mult stau acolo 2 secunde și schimb. Perfect, încă 4, 3, bravo, 2, 1 și o planșă, care este cea mai grea de departe, știți și voi, fetelor. Cobor aici pe lateral, deja îmi intră abdomenul, îmi intră oblicul, îmi intră și coapsele, cobor și sus. Când mă ridic, împing în coapse, strâng fesierul și cobor. Ridic și cobor, ridic și cobor. Da, simt deja cum m-am încălzit, expir pe gură, cobor. Și ultimul, fetelor, vreau să fac mai greu, stau aici cu piciorul întins, îmi intră și coapsa, fesier. Obici, ating și sus. Încerc să mențin piciorul paralel și cobor. Sus, cobor. Așadar, fetelor, dacă vreți să vedeți, dacă vă încadrați în talia ideală, puteți intra pe Instagramul meu, am pus deja un tabel să verificați dacă sunteți în grafic. Mulțumesc frumos!